ne-am plătit taxe, că dacă nu se plătesc taxe, nu avem pentru școli, pentru spitale, pentru drumuri. E simplu, fiecare nu mai putem împărți România între fraierii care plătesc taxe și deștepții care nu le plătesc. Asta este scopul codului insolvenței și... Pot să vă explic tot ce doriți dumneavoastră, eu vă spun principiul. Principiul este următorul. Toată lumea trebuie să plătească măcar taxele curente, pentru că e vorba de angajați, angajații ca dumneavoastră. Neplătind firma taxele, n-aveți dreptul la șomaj, n-aveți dreptul la pensie, n-aveți dreptul la nimic. Așa încât, repet, eu mi-am dorit și asta ne dorim în România, să nu mai împărțim companiile între fraierii care plătesc taxe și deștepții care nu le plătesc. Reușim acest lucru, facem o țară mai corectă. Atâta. Mulțumesc!